În raionul Leova există doar doi medici care acordă primul ajutor bolnavilor. Dispeceratul asistenței medicale de urgență are însă până la 60 de solicitări pe zi. Atunci când ambulanța este solicitată de mai mulți pacienți concomitent și nu ajung medici, consultațiile sunt oferite de felceri. Însă atunci când oamenii au nevoie de internare, asistenții medicali apelează la ajutorul vecinilor sau a trecătorilor. Eu trebuie să fiu și laborator, și rentgen, și medic, și felcer. Trebuie să mă descurc, să apreciez la moment starea gravității pacientului și să iau decizii totuși la moment. Și toate astea pentru un salariu de doar 1.300 de lei. Conducerea serviciului recunoaște că se descurcă greu. Pentru funcționarea societății de asistență medicală urgentă Leova am avea nevoie aproximativ încă 8 medici. La moment acoperirea este 35% cu cadre medicale cu studii superioare. Reprezentanții Spitalului de Urgență din Capitală spun că tot mai mulți medici optează pentru o carieră în străinătate și au câteva sugestii pentru oprirea exodului doctorilor. Ar fi foarte bine dacă ar fi posibilitatea de a majora salariile medicilor, de a le crea condiții de lucru mai favorabile, să fie asigurați cu transport sanitar. Potrivit datelor Centrului de Management în Sănătate Publică, în prezent în țară avem 495 de medici de urgență, cu 13 mai puțin decât în 2011. În raioanele Leova, Nisporeni și Căușeni există câte 2 medici de urgență, câte 3 sunt și în Călăraș și Fălești. În raioanele Basarabeasca avem 4 medici de urgență, iar în Rezina 5. De asemenea, 6 specialiști activează în Dubăsari, 7 în Glodeni și 8 în Dondușeni. Potrivit unui studiu al Ministerului Sănătății, în 20 de ani, 40% din angajații medicali au renunțat la slujbe.